Astăzi s-a împlinit un an de la izbucnirea războiului din Ucraina. Sunt 365 de zile de panică și teamă instalată în sufletele românilor. În tot acest timp, conflictul a evoluat și a influențat inclusiv economia României. Acum un an, trupele rusești declanșau invadarea Ucrainei. De atunci, viața tuturor s-a schimbat. Economia globală suportă consecințele acestui conflict, au apărut problemele cu energia, inflația și incertitudinile economice. Mehedințenii au resimțit și ei fiorii războiului, iar amprenta acestuia s-a pus cu putere asupra lor. Nu știam ce se întâmplă. Ajunge și la noi, ne ajunge copii, nepoți, vârstnici, suntem cam 73 de ani. Aveți și copii? Am și copii, mi-a murit și copilul. Am și nepoți care îi îngrijesc. V-a fost teamă pentru ei? Da. Ce a simțit în momentul în care a început războiul? Oricum a fost o stare de spirit total neplăcută pentru că este în vecinătatea noastră. Și războiul știm cu toții că nu aduce nimic bun pentru nimeni. Băiatul degeaba că l-a mâncat armate, uite, face pregătire, îi băga prin munți, prin ăștia, vă dați seama unii acum. Îi tomă la acolo pe sus, la Borsi, la Maramureș, acolo este. Ați avut frică? Are el frică, da. E de o săptămână de când l-am băgat în munte, e zăpada până la Brâiuș. Teama este emoția dominantă a tinerilor, urmate de îngrijorare, dar și de compasiune în aceste zile conflictuale. Frica că războiul se poate extinde și poate veni chiar la noi. Și că familia mea poate fi în pericol. Cum ai reușit să depășești acest moment? Păi, pot spune că mi-am pus toată încrederea în autorități și în munca pe care o depun zilnic. A fost o veste destul de tragică, pot să spun, a venit de nicăieri. Vestea că războiul a început mi-a trezit niște sentimente de teamă, totodată de întrebare. Dacă se va extinde războiul, dacă voi pleca eu în armată, dacă va pleca tata, sentimente de neliniște mai mult, pot să spun. Este o emoție firească. De-a lungul evoluției noastre, frica și anxietatea ne-a ajutat să supraviețuim ca specie. Și până la urmă e normal ca, din punct de vedere al neuroștiințelor, creierul nostru să intre în starea de fight or flight, luptă sau fugi, atunci când există evenimente exterioare care ne pot pune în pericol viața. Unul dintre reperele primului an de război a fost solidaritatea extraordinară de care românii au dat dovadă. Și în Mehedinți, mii de oameni s-au implicat masiv în campanii de ajutorare. În județul nostru, 120 de refugiați și-au găsit liniștea în casele localnicilor din Orșova, Punghina sau Vânjumare. La Drobeta, Turnu Severin, pompierii și autoritățile au creat locuri special amenajate pentru ca oamenii să poată contribui cu ajutoare pentru cei fugiți din calea războiului. Sute de voluntari ai Crucii Roșii au mobilizat oameni cu suflet mare pentru ca refugiații să-și găsească un loc de sprijin la noi. În jur de 14-15 martie a și plecat tirul de la Drobeta la București și de la București la convoi. Au ambalat foarte bine, deci paleții au fost foarte bine ambalați ca să poată să mai fie eventual mișcați și pentru că noi am plătit transportul, filiala a plătit transportul acestor produse. În general, trebuie să mulțumim mehedințenilor că ne-a mobilizat, dar am rămas cu urmări pentru că la Orșova am avut repetate intervenții, asta însemnând mai, iunie, iulie, august. Serii au venit, au plecat între 25, 30, 35 de beneficiari. Eu o să vă trimit poze că i-am la masă, am cum descurcă, m-am dus când se lucra la drum și am dus cu buldozerul, le-am dus mâncare, dar nu numai, am avut și aici familii în Drobeta. Războiul a avut impact nefavorabil și asupra agriculturii românești. Fermierii din Mehedinți sunt tot mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă pe piață. Principalele efecte se văd în costurile de producție, creșterea prețului la gaz, problemele legate de numărul mic al fabricilor de îngrășăminte chimice autohtone fac ca prețurile să fie ridicate, iar acestea sunt doar câteva din problemele acestui an. Scăderea prețurilor la cereale a fost și este un impact foarte negativ pentru fermieri, pentru că scăderea prețurilor a diminuat veniturile, costurile cu inputurile pentru înființarea culturilor în anul agricol 2021-2022 au fost foarte mari.
Din păcate, pentru fermierii din România e o mare problemă în momentul de față. Lipsesc din piață iarăși îngrășămintele, pentru că din Ucraina veneau multe, s-au scumpit. Sunt foarte mulți factori care a afectat în general agricultura din România. În aceste zile, menținerea angajamentului față de Ucraina și, în definitiv, față de lumea liberă în care ne aflăm, va fi principala provocare a anului 2023. Dar ceea ce ne aduce speranță este spiritul de solidaritate dovedit de toți românii, oameni simpli, pe parcursul acestui an.